Ia zi, bei ceva? O tărie mare și dublă. Un coniac sau o vodcă? Amândouă, vreau carcalit. Oulu, păi de ce așa? Ești deranjat? Ai o problemă? Ce ai cu Rubi? Ai rezolvat? Bobița, a fost o greșeală, mă. Păi cum adică a fost o greșeală? Păi ci că ăla care a corectat a încurcat lucrurile, mă. Altul a notat zero, nu Rubi. Cine a luat nota zero? Ci că băiatul cel mai mic al lui președintele ăsta, nu? De la Consulii Județean. Păi ce, fiul sorul ăla e polițist? Toți copiii lui sunt polițiști. Ci că la mare șef de poliție pe la Slobozia, la mijlociu este pe la Urziceni și ăsta mic ci care are două restaurante și un club de ăsta de noapte cu striptease. Păi și când dracu mai are timp să mai fie și polițiști? În timpul liber. Păi și Rubi cât a luat? Bă, că ci că din toți care au participat acolo, el și cum că 10 au luat cel mai mult, mă. Restul e picați. Cine, mă, Rubi? Rubi, mă, dacă îți vine să crezi. Păi și rații care e picați, câți a fost? Ci că peste 100, mă. Păi, de capul, mă. Bă, tu-ți vine să crezi, mă. Și ăsta? Domn primar! Păi m-ați lăsat așa. Deci eu ce, mai scriu sau mă lăsați să desenez? Nu, mai scrie Rubi. Deci pot să desenez, să vedeți ce am făcut. Am desenat un cal, domn primar. Vreți să vedeți? Nu mai ai nevoie, mă. Păi nu prea mi-a ieșit coada, domn primar. Mă, dumneavoastră că nu mai ai nevoie. Păi stați așa, domn primar, că dacă după aia mă luați iar că vreți să scriu, eu desenez. Deci dacă vreți să scriu, eu desenez. Că acum pot și cal. Bă, Rubi, tu n-auzi că nu mai ai nevoie, n-auzi ce, domn primar? Nu mai trebuie să mai scrii, nu mai trebuie să desenezi, nu trebuie să mai faci nimic. Păi și eu ce fac, mă, acum? Nimic. Ce ai făcut și până acum? Da, ne și vezi de treaba ta. Păi ce treabă, domn primar, că n-am nicio treabă. Cum, mă, n-ai nicio treabă? Păi nu ești polițist, fă-ți treaba de polițist. Nu, mă, în afară de asta, că polițist sunt câteva ore pe zi, adică după aia e plictiseală mare. Vrei să vezi ce că l-am desenat? Ia uite, mă. Nu, mă, ce ai? Calul, bă! Aha! Bun. Deci, cineva a intrat, a luat o bere, a băut-o și a plecat. Hopa! A băut două beri! Bun. Ce faci, mă? Ce faci? În această unitate s-a consumat bere. Da? Am niște întrebări pentru dumneavoastră. Ați fost de față? Băi, uite-mă de unde ai venit tu și lasă-mă în pace. Uite-mă că poate ai treabă. Numele, prenumele și ce treabă aveți aici? Dacă îți dau eu un jut în cură acum, acum e, a? Sunt bun, mă, este? Sunt bun tare, imediat mi-a dat seama, mă. Mi-a dat seama imediat. De ce ți-ai dat seama? Că s-a băut bere aceea, știi cum mi-a dat seama? În primul rând, miroase a bere, sunt capace de bere pe masă, sticle și mesele la care să bea bere. Băi, sunt bun tare de tot, mă. Deci asta e meseria care vreau să o fac toată viața. Ce meserie e asta, mă? Ce vrei tu să faci toată viața? Mă, fac polițist, bobiță! A? Tu, polițist? Da, bravo, mă, duc la Slobozia, îți dau examen. Ce examen, mă? Examen de polițist, mă, și fii atent că nu sunt singur, merge mai mulți în sat. Merge al Cococi, merge al Popușoi și merge și Nelu. Streață! Toți proștii v-ați adunat. Păi ce, bă, la Slobozia să dă examen de poliție? Da, bravo, cum să nu se dea? Să dă! Cred că a rămas fără poliție și de-aia să dă. Și e unul din sat care deja a luat examenul de polițist. Popic! A? Păi ce, mă, Popic al lui Misirico să fie polițist? Zici și tu, mă, adică poate prostul ăla și nu pot eu, mă? Păi poți, că asta mi-e și frică, că tu poți. Ce, mă? Mă, tu vrei sigur să te faci polițist? Da, bravo! Fiate, mă fac polițist și fiind polițist aceea sala la noi, mă fac coleg cu Rubi, mă! Noi și așa ne înțelegem bine. Să știi că dimineața am fost la el la secție să văd dacă am loc de birou. E loc de un birou, uite, așa micuț și un scaun, că vreau să stau jos pe scaun, nu stau în picioare ca prost. Dai seama, toată ziua cu colegul Rubi amândoi, pe cafele, pe cărți, gogoși din alea cu gaură ca polițiști, da, adevărați, gagici, bubuială! Nu-ți dai seama cum o să curgă gagicile când mă fac polițist? Mai de cap, ce le zic la ăștia? Mie nu-mi dați Logan, că eu nu pot să fac urmări din alea periculoase cu Logan. Mie îmi trebuie BMW-ul să bag gonetă de aia mare să-i prind. Numai că am și o rugăminte la tine, dacă vrei să-mi dai și mie Adidas și aia albaștri, că mâine e examen, nu știi? Și nu vreau să mă duc îmbrăcat așa, vreau să mă duc îmbrăcat ca lumea. Examenul intră 8 și 11, știi?
Dar eu nu vin imediat după examen. Mai stau așa până pe seara, așa mă plimb pe acolo. Becher tare de tot, și fii atât. Ia de gretă și bulan. Dacă îmi dă bulan, să vezi bulane pe cărcă, cine dau la ăștia care mă supără pânzat pe aceea. Ei, bubui! Căută așa, miții. Bine, mă, deci tu vrei să te faci polițist neapărat, da? Da, bravo, deci e viața mea. Bine, mă, fie. Vino încoa cu mine până în spate să arăt o șmecherie. Ce mi-a răzut? Vino, mă, să arăt ceva șmecher de tot, fie. Deci vrei să te faci polițist, da? Da, mă, da. Ia, vino, mă. Ce, mă? Vino încoa și stai aici în cameră, ai înțeles? De ce, mă? Uite așa, nu ești din cameră, mai înțeles? Stai, mă, fii atent, prostule, sări pe geam, prostule! Ia să-mă pe geam! Nu, bă, că-i greti, fii atent, prostule, că eu trebuie să mă dau examenul! Bă, tu stai aici în cameră și nu te miști de aici până nu trece examenul, m-ai înțeles? De ce, mă, dacă eu trebuie să dau examenul să mă fac polițist? Păi tocmai asta e panorama, că tu poți să duci acolo și să iei examenul, să te faci polițist și după aceea stai la oameni amenzi pe stradă! Și ce, mă, nu e bine, mă, că am și eu servit? Bă, e bine, mă, că mie-mi place că tu ești fratele meu și eu te iubesc. Mie-mi place că tu vrei să-ți faci un servici. Dar nu poți să te faci polițist, mai înțeles? De ce? Uite că nu poți să te faci polițist. De ce, mă, bă, ieși, tu te recu de aici, că măcar atât să fac pentru țara asta. Stai aici, că nu poți să... După aia umbli pe stradă cu cașchete, oprești lumea prin trafic și de-aia mea, spara la măcar. Ia te prostule, că sparg ușa. Vezi că sparg botul ăla de dracii te ia, mai înțeles? Da, mă. Să nu te prinde. Bobita, da, la drum, mă. Bă, ce mai cauți tu pe aici, mă? Care-i treaba cu tine? N-am treabă, mă, cu tine. Dorel e pe aici? Da, ce treabă ai, mă, tu cu Dorel, a? M-a sunat să-l ajut cu o treabă. Cu ce treabă? Vrea să se facă polițist și să-l învăț eu niște șmecherii, că mâine are examen. Ce șmecherii să-l înveți tu, mă? Mă, tu vrei să te faci polițist? Nu, mă, Doamne ferește! Păi atunci nu pot să zic că astea sunt treburi numai între polițiști. Păi și ce, mă, Dorel e polițist? Nu, mă, dar vrea să fie. Păi vrea să fie, bă, Robi. Adică nu e. Lasă să-și dea examene și după aia, dacă ai examene și e polițist, după aia vii tu și îl înveți șmecherii. Mă, deci e aici sau nu? Bă, du-te, bă, și vezi de treaba ta, nu mai stai aici, mă, ai înțeles? Păi atunci îmi dai tu 2 milioane? Da, pentru ce să dau eu ție 2 milioane? Păi eu așa m-am înțeles cu el, să-l învăț niște șmecherii și îmi dă 2 milioane. Dar ce șmecherii nu vezi tu, mă, de asta 2 milioane? Ia să zic. Culcat! Ți-ai zis, prostule, că sparg ușa, ți-am zis? Da! Hai să mergem! Bă, Dorele, nu așa, bă, caut-o după indicii, bă! Ce indicii, bă, că am văzut-o, că a intrat aceea în curte încolo a luat? Bă, n-auzi, bă, că trebuie să cauți indicii? Zici un indici, dacă eu am văzut-o că a intrat, înseamnă că e aceea, e pe undeva pe aceea, pe la Vasile. Păi da, păi nu te stați, măi? Scuze, domn primar, avem un caz. Ce caz, mă, la mine în curte? Ai o pisică albă? Da. Am mâncat niște pui de vrabie. Bă, Dorele, nu se face așa, bă! La început spui, domnule, ce a făcut pisica dumneavoastră în ultimele 24 de ore? E suspectă la un caz, avem bănuiala că ar fi mâncat niște pui de vrabie. Nu e nicio bănuială, că am văzut eu cu ochii mei când i-a mâncat. Bă, tu nu înțelegi, bă, că trebuie să faci anchetă. Ce anchetă, bă, să mai faci dacă eu am văzut-o cu ochii mei cu mâncată ei, așa că avea fulgi la bă? Bă, nu contează, bă, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să constatăm fapta, mă, și după aia, mă. Păi da, eu am văzut fapta cu ochii mei că eram acolo și erai și tu. Păi da, bă, că m-a ajuns prea devreme, bă, Dorele, dar dacă vinea mai târziu, mă, ha? Ce? Găseam lipsă pui, mă. Noi de acolo trebuie să începem. Lipsesc pui. Mister, cine a luat pui? Păi nu e niciun mister, i-a mâncat pisica lui Vasile, nu-i mister. Bă, Dorele, să zicem că tu ai furat o bicicletă, da? Vine cineva la tine și zice, ai furat o bicicletă? Da, am furat-o. Păi, ce mai face, bă, polițistul ăla? Bă, ăla cum mai face anchetă dacă știe că tu ai furat din prima bicicletă, mă, ha? Băi, Dorele, nu e așa, bă, nu poți să iei salariu degeaba, mă. Trebuie să te chinui, să rezolvi cazul. Păi, dar tu ți-a dă-mi alt caz, na. Păi nu, hai să-l termin pe ăsta. Păi ce să mai crezi? Dar acum știu cine e criminal, nu mai e nimic de rezolvat, gata. Ia și zi-mă afară, hai. Stai așa, stai că am găsit un indici. Iată la ea, una hadă pisică, doi chiar. Bravo, Dorele, bravo. Deci pisica pe care o cauți tu e prin zonă, da? Da, bă, dar stai, nu te grăbi, nu te grăbi. Ești sigur că e rahat de pisică? Da, bravo, eu te are și fulgi în el. Bravo, bă! Gata, hai să mergem să mâncăm. De ce? Păi cum de ce? Că e pauză de masă și după pauză de masă ne culcăm. Eu așa fac, după ce mănânc mă culc. Mai vedem mâine ce mai facem, mă.
Stăm la ora asta pauză de masă? Băi, eu am 3 pauze de masă pe zi, mă. A, și de-aia să rezolvă cazurile așa greu din cauza la pauza de masă, mă? A, nu. Unele nu se rezolvă niciodată. De ce, mă? Că primești un telefon care zice că nu ăla care e de vină, e de vină, mă. Dar cine sună, mă? Cine sună? Ăla pe care nu poți să refuzi, mă. Că te dă afară, mă. A. Și, na, tu ce faci? Faci pe dracu în patul, vrei să pierzi serviciu? Nu poți. Că tu trebuie să plătești ratele. Da. Și atunci o lași și tu mai moale așa. Că de-aia a apărut modelul ăsta de anchetă, cum se face la noi, știi? Deci tu cauți vinovatul, nu că să-l prinzi, mă. Deci tu cauți vinovatul ca să vadă lumea, știi, că-l cauți. Așa salariile vin, lunile trec și ratele se plătesc. Așa. Înțelegi? Uite, îți mai dau un exemplu acum. Să zicem că, uite, domn primar, de exemplu, dacă ia o piatră și sparge un geam. Deci eu l-am văzut ca sparge geamul, da? Că am și martor, știi, e clar. Și pac, na, primesc un telefon, știi? Că nu domn primar a spart geamul. Atunci ce fac? Bă, o las mai moale. Deci încep ancheta, da? Dar nu caut ancheta, adică încep ancheta invers. Nu în direcția care trebuie, știi? Cât mai departe de caz, știi? Și așa o duc până la pensie, mă. Știi? Adică, bă, Dorel, dacă vrei să te faci polițist, așa trebuie să faci, că altfel n-ai nicio șansă. Păi, dar eu nu vreau să mă fac polițist așa ca tine, mă. Nu vreau, mă, vreau să mă fac polițist în ăla american, ca lumea, cu urmăriri, cu mașini. Da, LPD, LPD, jos mâinile la spate. Da, du-te, mă, în America, mă. Nu, mă, ia. Ia-te, mă, ia-te, mă, pisic. Ia. Ce faci, mă? Du-te, mă, pune cădușele. Ce ai pățit, mă? Mi-a scârțit piciorul. Mamă. Mamă, ce noroc are ăsta, domn primar. Ăsta, dacă era angajat acum, stătea 3 luni acasă, domn primar. Păi dacă își rupea piciorul ca lumea, 6 luni stătea, se uita la televizor. Păi știți ce a pățit unul la noi de la Slobozia? De la poliție. Deci și-a rupt și mâna și piciorul. Domn primar, deci noroc pe ăsta, 8 luni a stat acasă, domn primar, și-a luat salariu. A văzut 43 de seriale, toate sezoanele, domn primar. Și le-a văzut și de 2 ori. Dorele, uite-o, bă! Prind-o! Da! Uite-o, bă! Hai, mă, mai repede! Stai, mă, că l-am scris după aceea!